Cu filme bune, muzică, dansuri și jocuri captivante, dar și cu fotografii haioase pe care să le aibă ca amintire. Așa au început vacanța de iarnă elevii de la Eurognosis Latina. Cu toții au fost invitați la Winter Festival, un eveniment de poveste organizat în fiecare an de sărbători. Pentru cei mici a rulat la Centrul Cultural Eugen Ionescu filmul Rise of the Guardians sau Cinci eroi de legendă, o poveste fascinantă ce reunește personaje îndrăgite de copii. Moș Crăciun, Iepurașul de Paște și Zâna Măselu alături de Moș Gerilă și Moș Ene. După ce au urmărit captivați filmul de animație, copiii au fost invitați să urce în trenul distracției alături de două crăciunițe puse pe șotii. Cabina foto a fost unul dintre punctele de atracție ale petrecerii de iarnă. Echipați haios, copiii, părinții și profesorii s-au fotografiat voioși să plece acasă cu amintirea festivalului de anul acesta. La final, cu toții au fost încântați de surprizele oferite de Eurognosis. Cum a fost petrecerea de Crăciun? Foarte frumoasă. Ai înregistrat? Da. Filmul ți-a plăcut? Da, foarte mult. Ce a fost? Cu Jack, Gheață și Moș Crăciun, Zâna Măseluță, Ene și atât. Ai fost să faci și fotografie? Da. Și cum te-ai echipat, cum te-ai costumat? Păi, erau niște ochelari cu sclipici. Cum este la Eurognosis? Foarte frumos. De ce? Pentru că învățăm și ne și distrăm. A fost bine. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Mi-a plăcut cântecelele. Ai cântat și tu? Poftim? Ai cântat și tu? Da. Ai dansat? Da. Vrei să faci și fotografii? Am făcut una, dar mi-am găsit altă pereche și mai fac una. Mi-a plăcut? Da. Ați distrat? Da. Iar filmul? A fost frumos. Ce a fost? Despre omul ghețurilor și omul negru. Și au salvat planeta. Frumos la Eurognosis? Da, foarte frumos. Mi-a plăcut filmul mai mult. Despre ce era? Mi-a plăcut și dansul mi-a plăcut și muzica. Te-ai distrat? Da. Care a fost cel mai distractiv moment? Când am făcut poză. Cum este la Eurognosis? Foarte bine. De ce? Pentru că învățăm și ne distrăm. Care moment ți-a plăcut cel mai mult? Filmul, când ne-am uitat la film. Ți-a plăcut și distracția de aici? Ți-a plăcut dansul? Foarte frumos. Cum a fost petrecerea de Crăciun? A fost superbă. Mi-a plăcut foarte mult. Și mi-a plăcut foarte mult că și n-am mai fost niciodată aici și m-a fost surprinsă. Ți-a plăcut și filmul? Da, foarte mult filmul. Despre ce a fost? A fost despre moș, despre sărbători, moș, despre Crăciun, despre Paști. A fost frumos și a fost și cu Zâna Măseluță. Copiii mai mari au urmărit filmul Almost Christmas, povestea unui inginer rămas văduv care reușește să-și reunească familia cu cei patru copii ai săi, adulți acum, pentru a petrece împreună Crăciunul. Și ei, ca și elevii mai mici, au ieșit din sala de cinema încântați că au putut urmări împreună un film atât de potrivit pentru perioada sărbătorilor. Cum a fost filmul? Foarte frumos. Despre ce era? O familie mai mare, mai numeroasă. Are legătură cu Crăciunul? Da, foarte mare legătură. Inițial despre familie, să petrecem timp cu familia. Cum
mai descrie tu această școală Eurognosii? Este o școală interesantă în care ne facem prieteni noi. A fost interesant, dar mi-a plăcut foarte mult. Da. Vrei să ai și o amintire acum? Mergi să te fotografiezi? Da, ce aș vrea puțin acolo, dar azi e mai mult la poze de grup. Cum este Crăciunul cu Eurognosii? Este super tare, nu știu, nu-l fac de foarte mult timp, dar chiar îmi place. Cum a fost filmul? Foarte frumos, chiar într-adevăr foarte frumos și romantic puțin. Despre ce era? Nu știu cum să vă explic, dar foarte frumos. Despre Crăciun? Da, deci chiar a fost bună tema cu Crăciunul. Cum ți se pare echipa Eurognosii? Mi se pare foarte bună, într-adevăr că ne învață foarte multe și în limba engleză, spaniolă, franceză, italiană, chiar mai ales că mie chiar îmi place să învăț engleză. A fost foarte frumos, mi-a plăcut, a fost foarte interesant. Se pare o idee bună să fii invitată la film de echipa Eurognosii? Da, este foarte relaxant pentru mine. Cred că o să mai vin. Ce înseamnă pentru tine Eurognosii? Eurognosii pentru mine înseamnă o școală relaxantă în care pot să învăț foarte repede limba engleză. S-a părut o idee bună să fii invitată la film de Crăciun? Da, mi s-a părut o idee foarte bună. Cum este pentru tine echipa Eurognosii? Echipa Eurognosii este ca o familie pentru mine. De ce? Pentru că toți suntem prieteni și ne înțelegem foarte bine. Profesorii și copiii sunt o mare familie care învață și se distrează de minune la școala Eurognosii. Anul acesta am organizat ceva puțin diferit față de anii anteriori. Am propus copiilor să sărbătorim finalul de an prin vizionarea două filme cu tematică de Crăciun și cu morala de cuvință. Apoi am avut animație pentru cei mici, pentru grupele mici și fotobut care se pare că are un foarte mare succes. Copiii au spus că se simt foarte bine la Eurognosii ca într-o familie. Care este cheia reușită? Exact în aceeași familie ne simțim și noi. Suntem o echipă foarte unită. De fapt, o echipă este prea puțin spus. Suntem o familie destul de restrânsă, dar foarte mare în ceea ce privește căldura sufletească și toate emoțiile pe care le împărtășim cu fiecare curs. Anul acesta, Winter Festivalul nostru specific Euronoxi s-a schimbat și dorim să păstrăm această tradiție, ca de fiecare dată să fim foarte inovativi și copiii cursanții noștri să se simtă într-o lume extraordinară.